Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie binecuvântat. Pentru dragostea sa nemărginită, arătată nouă, unor oameni nemeritoși, muritori, suntem fericiți să ne întâlnim cu Dumnezeu în orice moment al vieții noastre, prin credință, în interiorul nostru, în sufletul nostru și acolo să ne bucurăm. Avem nevoie de bucuria aceasta, fiindcă ea trece dincolo de dificultățile vieții cotidiene. Frate Daniel, sora Cristina, astăzi este nunta voastră. Ați organizat-o de mult timp, v-ați gândit la ea, ați pus suflet în sărbătoarea aceasta, pentru că această sărbătoare încheie o etapă din viața voastră și deschide o altă etapă. Este viața voastră de familie, semn că sunteți adulți, că vă faceți responsabili de viața voastră de căsătorie cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aici sunt părinții voștri. Am remarcat mai devreme, am amintit mai devreme pe fratele Ioan și sora Doina Maftei, părinții Mirelui, și acum este de datoria mea și o datorie de onoare, care îmi face plăcere și bucurie, să amintesc de fratele Corneliu și de sora Lidia, părinții la cei 7 copii, iar cel de-al doilea este Cristina, mireasa de astăzi. Dragii noștri, a venit vremea să se căsătorească Cristina și ceea ce este bine este faptul că se căsătorește bine. Ne-am crescut copiii ca să se căsătorească, să aibă familie, să ne aducă nepoți. Și dacă lucrul acesta îl fac bine, atunci noi suntem fericiți împreună cu ei. Aceasta este misiunea noastră. Și de astăzi încolo, misiunea noastră cu privire la acești doi copii capătă o altă nuanță, o altă perspectivă. Ei vor pleca din casa dumneavoastră și își vor face casa lor. Tot ce ați putut să puneți în sufletele lor prin educația din familie, ați pus. Astăzi ei zboară din familiile noastre, din cuibul părintesc, cu această zestre care le marca viața și pe care nu vor putea uita niciodată. Lucruri cu care probabil n-au fost de acord în procesul educației, în anii copilăriei și ai tinereții, o să le accepte prin experiențele vieții, după cum s-a întâmplat și cu noi. Îi punem în mâna lui Dumnezeu astăzi, știind că El trece dincolo de momentul căsătoriei, nu rămâne în fața acestui moment ca și dumneavoastră. Dumnezeu care va păzi pe dumneavoastră, îi va păzi și pe ei. Știm că aceasta vă este credința și speranța. Și acestea sunt florile sufletului dumneavoastră. Am avut parte de un serviciu divin frumos. Cântări de laudă, predici care au conținut sfaturi sănătoase din Cartea lui Dumnezeu pentru noi. Așa cum spunea David, numai poporul tău să ia aminte. Pentru mine este o mare bucurie să am ocazia să spun câteva cuvinte alături de frații care au rostit și ei câteva cuvinte pentru nunta lui Daniel și Cristina. Și o să citesc un verset din Proverbe, capitolul 18, versetul cu numărul 22. Și în urma acestui verset o să spun câteva cuvinte. Versetul spune, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Cine e cine? Cine este Daniel? Cine găsește? Numai un băiat caută o nevastă, numai un bărbat caută o nevastă. Biblia vorbește aici despre un bărbat și despre o nevastă pe care acest bărbat o caută. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Predica mea de astăzi am intitulat-o Găsirea fericirii. Dacă observați, fraza aceasta este împărțită în două propoziții. Și prima propoziție începe cu un verb, a găsi. Și ultimul cuvânt începe cu, se încheie cu o consecință, fericirea. Noi oamenii de-a lungul vieții, proces care ne pune în fața experienței să ni se schimbe mentalitatea de multe ori, prin experiențele acumulate, trecem de la o înțelegere la alta în acest proces al existenței umane. Au fost perioade în viața noastră când am crezut că fericirea este egal cu banii, fericirea este egală cu școala, cu pregătirea intelectuală, sau fericirea este egală cu o mașină sport.
Cei mai mulți dintre noi am crezut așa la un anumit moment în viață. Biblia însă ne spune că fericirea este egală cu găsirea unui tovarăș de viață bun. Așa spune Biblia. Astăzi, când am 30 de ani de căsătorie aproximativ împreună cu Carmen, confirm prin propria noastră experiență că este adevărat. Pentru că singurul loc cu adevărat important pentru un om este acasă. Acasă găsești echilibru, acasă ești iubit și iubești. Restul sunt străini, sunt colegi, sunt vecini, sunt prieteni și dușmani. Îi schimbi în procesul vieții, însă acasă sunt aceiași oameni. Acasă poți asista la omul care îmbătrânește lângă tine, la omul care zâmbește sau plânge. Acasă nu ești disprețuit atunci când greșești și nu ești invidiat atunci când ajungi la succes. Banii sunt necesari, însă găsirea unui tovarăș de viață bun îl conduce pe om la fericire. Pentru că numai un tovarăș de viață cu minte îți poate da respectul de care ai nevoie. Te pot respecta toți oamenii din lume, dacă nu te respectă soția, ești un om nefericit și frustrat. Poți să ajungi oricine în lumea asta și poți să administrezi sume fabuloase. Dacă soțul nu-ți dă atenție și nu te iubește, n-ai valoare, indiferent de vestimentația pe care o îmbraci. Singura persoană care îți poate confirma valoarea, care îți poate da valoarea, care îți poate promova valoarea, care îți poate pune în evidență valoarea, este tovarășul de viață. Restul sunt 7 miliarde de străini, 7 miliarde de anonimi. O viață de familie fericită este unul dintre cele mai mari daruri pe care un muritor credincios lui Dumnezeu le poate primi de la Creator. Versetul acesta ne învață câteva lucruri. Primul dintre ele, inițiativa unui bărbat. Biblia îi dă bărbatului și privilegiu și prioritatea să-și caute și să-și găsească o soție. Cine găsește? Procesul acesta de a găsi presupune a căuta. Un băiat trebuie să caute, este datoria lui. Nu l-am rugat niciodată pe Daniel să-mi spună povestea căutării lui, dar sunt sigur că este o poveste. Este o poveste frumoasă, e povestea lor. Fiecare dintre noi avem o astfel de poveste. S-a întâmplat așa și așa. Povestea aceasta înainte de ea a fost un vis, visul unui adolescent. Visul unui băiat care dintr-o dată conștientizează că fetele nu-s la fel ca băieți. În copilărie el se joacă cu fete și cu băieți și n-au gen. N-are nicio importanță că se joacă cu un băiat sau cu o fată, un băiat de 4 ani, 10 ani. Dar după ce trece de 12, de 14, dintr-o dată fetele sunt ființe diferite de băieți. Și el începe să caute. Prima oară e un vis, e visul unui adolescent, e visul unui tânăr. Și visul acesta, pur și simplu, proiectul acesta începe să se realizeze. Realizarea aceasta poate dura mai mult sau mai puțin, poate avea piedici sau poate avea vânt din spate. Și Biblia spune, este normal să cauți și este normal să găsești, însă spun o întrebare, ce cauți, unde cauți, cum cauți, că unde cauți aia vei găsi, cum cauți aia vei găsi. Nu uita că ce cauți aia găsești. Biblia implică a căuta, dar afirmă doar a găsi. Însă întotdeauna găsirea este consecința căutării. Ascultă-mă, unde cauți? Că sunt locuri unde nu poți găsi decât lucruri de mâna a doua. Nu căuta acolo. Trebuie neapărat să cauți în locul lucrurilor de calitate. Dacă îți trebuie un lucru de calitate, caută-l într-o zonă unde de obicei există depozitate lucruri de unde sunt depozitate lucruri de calitate. Și Biblia spune, cine găsește? Dar cine găsește? Găsește cine caută. De ce caută? Caută pentru că are nevoie. Unde caută? Unde se poate găsi. Și ce caută? Caută nevastă. Dar de ce caută nevastă? I-a venit vremea. Pur și simplu. Este datoria bărbatului să caute. Dumnezeu i-a dat lui capacitatea, funcțiile necesare ca să inițieze căutarea. El începe să caute, nu mai are liniște, e agitat. Are acasă mamă și soție iubitoare, dar are nevoie de altceva.
Singurătatea începe să-l agite, să-l pună pe drum și începe să caute, caută ca să găsească. Dar ce găsește? Găsește ce caută, găsește unde caută și găsește cum caută. Căutarea aceasta e complicată. Sunt 3-4 miliarde de subiecți de fete. Păi din 3-4 miliarde să ajungi la concluzia că asta e, trebuie să fii un băiat tare inteligent. Dar dacă n-ai găsit bine, trebuie să fii un alt fel de băiat. Biblia spune că este inițiativa băiatului să-și caute nevastă. Și locul unde caută demonstrează ce fel de băiat e și ce are în cap. Maniera în care caută, de asemenea, nu trebuie căutat cu mâna, ca la piață, că n-ai voie să pui mâna pe marfă. Nu poți să pipăi brânza și toate celelalte lucruri și la urmă să spui că nu-ți trebuie și să le ia altul. Să alege cu ochii, nu cu mâna. Și apoi Biblia continuă să ne spună nu numai de inițiativa soțului, ci și de calitatea acțiunii. Biblia îl face pe bărbat responsabil de calitatea lucrului găsit. Și Biblia spune așa: cine caută și găsește ce a căutat, a găsit un dar pe care Dumnezeu i l-a pregătit. Wow! Asta vrea să spună că Cristina a fost pregătită de Dumnezeu pentru tine. Și în anul 89 Dumnezeu a spus fratelui Corneliu și surorii Lidia: trebuie să faceți un copil. Și copilul acela a fost o fată pe care au numit-o Cristina. Și Dumnezeu a spus acestei familii să o creșteți, să o educați, să aveți grijă de ea, să fie o adevărată prințesă, pentru că într-o zi va veni un băiat, Daniel al Maftei. Și băiatul acela o va căuta, o va găsi și pur și simplu o va primi ca pe un dar de la Dumnezeu. Așa o va privi toată viața, nu ca pe nevasta lui doar, ci ca pe un dar de la Dumnezeu. Nu ca pe fata familiei Dume, ci ca pe un dar de la Dumnezeu. Când primești un dar de la Dumnezeu, e mai mult decât faptul că ai găsit o fată între 3-4 miliarde de fete. Conștientizezi că darul acesta ți l-a dat Dumnezeu și ești responsabil în fața Lui, că El ți l-a dat. El a avut bunătatea să ți-l dea. El și-a făcut timp să ți-l pregătească. El a investit în darul acesta. Tu nu poți să spui pe mine nu mă interesează de Dumnezeu. Acest Dumnezeu ne spune Biblia că e martor acum la căsătoria ta, frate Daniel. Și în fiecare zi a căsătoriei voastre până la sfârșit, Dumnezeu se va uita la tine să vadă cum te comporți cu darul Lui. Iar la darul Lui se va uita să vadă cât de dar este pentru tine, împlinindu-și misiunea de dar. Alegerea ta, căutarea ta și găsirea ta reflectă calitatea ta, competența ta și caracterul tău. Asta spune Biblia. Darul lui Dumnezeu trebuie găsit, el există. Sunt băieți necăsătoriți, ascultați-mă, există un dar pentru voi. Sunt fete necăsătorite, există pentru voi cineva care trebuia să caute. Ori l-ați refuzat când a venit, ori n-a știut că a venit, că a venit fără să sune din trompetă, ori s-a întâmplat ceva, dar există un băiat care ori v-a căutat, ori urmează să vă caute. În procesul vieții Dumnezeu regizează totul. Un băiat trebuie să vă caute, fetelor. Iar voi, fetelor, trebuie să fiți găsite de un băiat care o să vă caute. Numai că băiatul care vă caută este un anumit fel de băiat. Și felul în care vă caută dovedește caracterul lui. Dacă vă caută într-un fel greșit, ăsta este semnul că nu e un băiat bun. Dacă vă caută într-un loc greșit, ăsta e semnul că nu e un băiat bun. Un băiat bun caută cu maniere, caută cu minte, caută cu frică de stăpân, pentru că el știe că o fată e darul lui Dumnezeu, o fată pentru el ca nevastă. Și el nu se joacă cu darurile lui Dumnezeu. Numai cine se joacă cu Dumnezeu, se joacă cu darurile lui Dumnezeu. Dar cine respectă pe Domnul, îi respectă darurile, îi respectă investiția, îi respectă realizările. Ce mare har este să iei o fată gata crescută, educată, să-ți devină soție, să te bucuri de ea în tinerețea ta. Ce mare dar, ce mare har. Și această fată este darul lui Dumnezeu, pe care tu ai căutat-o și pe care tu ai găsit-o. Numai băieții înțelepți identifică darurile lui Dumnezeu. Restul găsesc orice. Se uită după aspectul fizic, după lungimi și scurtimi, după greutăți, după volum, după esteticuri, că trăim într-o lume a decorului. Lucruri moarte par mai frumoase decât cele vii. Numai băieții care au minte găsesc ce trebuie, restul găsesc orice. Ce cauți aia găsești? Unde cauți? Asta spune ce vei găsi. Cum cauți? Asta anticipează ce vei găsi. Calitatea acțiunii, calitatea bărbatului care caută depinde de spiritualitatea lui și de caracterul lui. Un băiat nespiritual
va căuta într-o marieră nespirituală. Trebuie să vină păstorul să le spună, știți ce? N-ar fi bine să vă tot îmbrățișați și să vă tot pupați atâta înainte de căsătorie. În primul rând că sunt în urma voastră o altă generație de copii care ia model de la voi și o să-i stricați. Apoi, o să vă necinstiți părinții și pe toți cei care se uită la voi și își dau seama că ați crescut degeaba fără să fiți educați și ați pus pofta înaintea principiilor și toată lumea o să le treacă prin minte că voi nu v-ați limitat doar la îmbrățișat și pupat dacă tot ați ajuns aici. Astea sunt lucruri pentru soț și soție, nu pentru prieteni și pentru logodnici. Ei bine, nu un pastor trebuie să-i spună unui băiat care s-a făcut la vârsta să se căsătorească lucrurile astea. Astea le învață când e mai mic. Calitatea acțiunii pe care un băiat o realizează căutându-și și găsindu-și fata demonstrează ce fel de băiat e. Că un băiat bun face lucrurile bune. Un băiat spiritual va proceda cu spiritualitate. Un băiat de caracter va afișa caracterul lui în timp ce caută. Nu-și va permite să folosească metode lipsite de caracter. Nu-și va permite, nu se va preta, nu-și poate permite să se preteze la comportamente care nu-l califică, nu-l caracterizează. El n-a fost învățat să caute în maniera asta. O fată nu trebuie furată. Nu găsești o fată așa pe stradă, că n-a adus-o barza. În fata aceasta a investit o pereche de oameni care uneori au trecut prin greu să o crească. Un băiat trebuie să meargă la oamenii ăștia și să spună: frate Corneliu, pacea Domnului, mă cheamă Cutare, sunt membru în biserica Cutare, tata și mama îi cheamă Cutare și vreau să spun că ai făcut o fată așa de frumoasă și așa de fată de treabă, încât mi s-a legat inima de ea. Dar nu mi-am permis să vorbesc prea multe cu ea, că am venit să-ți cer voie să-mi permiți să am o relație de prietenie cu ea în perspectiva căsătoriei și aici e onoarea mea și obrazul meu și promisiunea mea că am gânduri serioase. Să nu-ți fac griji cu privire la mine, eu nu sunt un derbedeu, eu sunt un om de calitate, eu am pornit să caut nu pentru poftă, eu am pornit să caut pentru căsătorie. Eu sunt un om care vreau să mă realizez, eu sunt un om care vreau să mă respecti și să ai încredere în mine atunci când voi fi ginerele tău. Nu trebuie să mă urmărești cu mașina și să mă cauți prin toate pădurile și prin toate parcurile. Eu sunt un băiat de caracter, eu nu ți-au fata să ți-o prostesc. Eu nu vreau să-mi bag joc de darul lui Dumnezeu și de copilul tău. Pe mine tata și mama m-a învățat să fiu om de caracter. Dar dacă nu l-a învățat săracul? Va nenoroci o fată, două, cinci, zece. Și păstorii se fac că nu-l văd? Sau nu-l văd? Trei, calitatea soției. Sora Cristina, tot ce este mai greu din predica aceasta cade pe tine. Pentru că tot ce a fost mai greu și a căzut pe Daniel deja este realizat. Băiatul ăsta a căutat și mă gândesc că nu i-a fost ușor. Nu știu ce i-ai spus prima oară când a venit la tine, dar când o să avem timp, probabil că o să te întreb. Să vreau numai să-ți spun că băiatul acesta crede că a găsit darul lui Dumnezeu. Altfel el nu se îmbrăca în mire și nu venea aici. Nu este ultimul băiat ca să se mulțumească cu orice. El crede că a găsit persoana potrivită, darul lui Dumnezeu pentru el. Dar ascultă-mă ce spune Biblia. Cine va găsi darul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Tu ești fericirea acestui mire. Așa trebuie să te porți în viață, încât să fie fericit. Să nu-l chinui, că maică-sa și cu taică-sa nu l-au chinuit. Să-l ajut să se simtă bărbat. Să remarci ori de câte ori face un lucru bine, ca să prindă la inimă, să nu-i tai aripile că altele nu are. Să nu-l compari cu nimeni, a trecut vremea comparației din prietenie, dacă ți l-ai ales să-l porți, la mine să nu vii să-mi spui nimic, decât că l-ai făcut fericit. Este misiunea ta, și este obligația ta să-l faci fericit, iar a lui, de asemenea, să te împodobească pe tine cu dragostea lui, cu atenția lui și cu protecția lui. Să nu faceți altfel. Eu am venit în lume, de fapt nu am venit în lume, de la 6 luni am rămas fără părinți și am avut o copilărie fără educație. Am intrat în viața de adult fără să-L cunosc pe Domnul Iisus și de-abia după ce m-am căsătorit,
După ce aveam deja o mentalitate, dar o mentalitate greșită, păcătoasă, a trebuit să lucrez la schimbarea acesteia. Voi v-ați născut în două familii de oameni credincioși. Voi ați fost aduși la binecuvântare. Voi de mici ați fost învățați tainele împărăției lui Dumnezeu. Tot timpul părinții au avut ajutoare în biserică, învățătorii de la școala duminicală, liderii de tineret, pastorii care v-au marcat prin sfaturile lor și prin slujirea lor. În voi s-a investit, voi sunteți responsabili față de această investiție a lui Dumnezeu. Cine găsește ce trebuie, devine fericit. Adevărata fericire există doar în familie. Restul, astăzi bine, mâine rău. Prietenii te trădează, prietenii te schimbă, prietenii te păcălesc, prietenii te înșală. Să nu mai vorbesc de străini și de dușmani. Dar această persoană nu va sta împotriva ta niciodată. Rolul ei este să te asiste și să fie alături de tine. Pentru că de pe locul 2, dacă doi merg pe un cal, unul stă în spate, de pe poziția aceea din spate, uneori lucrurile se văd altfel. Dacă îți atrage atenția, să nu te superi, că nu ți atrage atenția ca să-ți spună că e mai deșteaptă decât tine. Îți atrage atenția că de pe locul ei lucrurile se văd diferit și dacă nu o asculți, ar putea să-ți rupi în picior sau pe amândouă. Să știi că ea are un dar numit intuiție, să plătești atenție, să dai atenție la acest dar al soției tale, pentru că bărbații nu sunt intuitivi. Când m-am ridicat să predic, mi-am propus să mă opresc cu 5 minute mai devreme, deja, așa că acum trebuie să mă opresc, cel puțin acum, dacă nu mai devreme cu 5 minute. Închei spunându-vă, Daniel și Cristina, următorul lucru. Dumnezeu îi dă fiecărui muritor o viață cu care poate să facă ce vrea. Și în viața aceasta sunt foarte mulți oameni nefericiți pentru că au făcut cu viața ce au vrut, în loc să facă cu viața ce vrea Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă viața, îți dă și un plan, îți dă o carte tehnică. Și te învață când te vei face mare și vei începe să cauți, să-ți cauți o nevastă, uite așa să cauți și uite acolo să cauți. Pentru că primul lucru de care va depinde fericirea ta este identificarea darului lui Dumnezeu, adică găsirea fericirii înseamnă găsirea unei bune neveste. Ascultă-mă, Daniel, și mai mult decât tu, ascultați-mă cei care încă nu sunteți căsătoriți. Fericirea depinde în cea mai mare măsură de găsirea unui tovarăș de viață care să te iubească așa cum ești. Și găsirea unui băiat și găsirea unei fete care să te facă fericit, care să te facă fericită, care vede în tine nu o persoană pe care o poate manipula, minți, trăda, constrânge, lovi, țipa la el sau la ea, ci vede darul lui Dumnezeu și când te porți cu Dumnezeu, așa te porți și cu darul lui Dumnezeu. Am primit de la Dumnezeu fiecare dintre noi o viață cu care nu ne putem permite să facem ce vrem, fiindcă avem doar una, de aceea trebuie să facem ce vrea Dumnezeu. Daniel, vreau să te felicit pentru ce ai căutat și pentru ce ai găsit. Iar pe tine, Cristina, vreau să te felicit pentru că Dumnezeu, care este Tatăl tău, te-a făcut pe tine darul său și fericirea ta pentru Daniel. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.